Priveam cerul aspru și crud. Plutesc între noi amintiri, din dragoste ți-e sarit moi. Întorși în taină iubiri, crezi mereu din tristețea din noi. Călcam drumul albe din strun, călcam peste visul de-acum. Și bine administratul. De ce primar? Păi n-am fost la vici, a spus domnule, dacă nu o să zicem ce primar? Eu nu vin. Vreau să știu. Păi avem primar, mă? Păi avem primar? De ce? Nu mai avem. E destit. Nu. Eu nu știu la bani. De ce zici că nu-i primarul de vină? Nu e el omul corupcător. Dar nu e aici, mă, la data afară. Nu mai, gata, nu mai avem, nu mai avem primar. Tot el conduce. Nu, tu sunt proști ăștia, dacă... Ăsta trebuie, băi. Nu, că nu e primarul. Nu mai e dosat, doamne. Înainte de Revelion nu e dosat, nici nu intră primări, dar vreau să trebuie. Nu mai, gata, pierdut proiectul. Da, dar când s-a... Doamne, când s-a pus problemul. Ce faci, mă, prieteni? De ce ne filmezi? E mai sus de primar. Nu, mai în spate, în față, adică. Mai sus. Uite, îți dau așa, eu le-am scos la punctul de, deci... Fii atent, în orice situație de reziliere a contractului, chiar dacă este de vină SC Roaming SA Primăria Mangalia, Primăria Mangalia este obligată la plata de despăgubiri. Articolul, deci orice, deci Urguș a semnat. Bine, mă, da. De favoarea... Băi, mai citesc o dată, da. Orice situație de reziliere a contractului, chiar dacă este de vină SC Roaming Service Termin SA, Primăria Mangalia este obligată la plata despăgubirii. Bine, articolul 11... Uite ce zic, contractul nu poate fi reziliat decât prin intermediul instanței judecătorești, articolul 12. Păi exact, păi dar cum să nu, păi... Cum mă ia, mă, de la Bester? Uite, acționarul... Ce prezi? Așa, ăia cu miliarde de euro de la șoseaua Timișoara, acolo, a reziliat contractul... Ia uitați-vă, stai! A reziliat contractul și a făcut tot prin judecătorie, prin că de-aia avem justiție. Trebuia de astăvară făcut asta. Păi da, astăvară, dar ce, nu știam? Da, le-a dat în... Noi nu știam că vine iarna peste noi? Ba, da, da, păi și atunci de ce n-a făcut astăvară primarul ăsta, lui Dumnezeu? Dai voi să-ți explic? Pentru că abia în noiembrie sau octombrie ei au venit cu legea în care nu mai subvenționează guvernul și nu mai subvenționează primăria. Asta le-a dat un bot. Asta cu totul altceva. Ia uitați, uite încă puțin aici. S-a fost mai chiar orică, s-a fost să-ți obligă ca să-l zizeze cât îți iei 1 milion de euro. Așa. Contribuabil, Iorguș Zanfir. Adresa Mangalia, uite aici, are curte de 684 de metri, din Mangalia luate, curte de 685 de metri, curte de 679 de metri pătrați, curte de 658 de metri, îți dau și matare și poți să-l dai judecat. Cine, curte de, Iorguș, curte de, uite aici. Asta e averea lui, nu? Stai, să vezi că nu se termină. Lasă-l, mă. A, să, cum să-l las, bre, dă-l, bre. Măi, stai, altele astea, dă-l mă în judecată, de unde a venit cu atât de-a curs. Dar cum nu-s la DNA toate? Păi, dă-l, da, și dă-l, dracu, uite că nu se... Uite, vină în față. E vorba de contract. Uite aici, curte, 684, curte, 685, curte, să... Stai, bre, lasă-mă puțin. Ce
aici. Domnule, ascultați un fragment din aria Ciga Calopii. Deci cum v-am spus? Viorele, lasă-ne, Viorele! Lasă-ne în durerea noastră! Alo! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Nu, mai bine cum te-a pus pe ușa fișele alea și ne-ați povestit că nu o să avem căldură. Au căutat să ne amețească că o să ne dea căldură, că o să fie bine și uitați în ce situație ne-a adus. Acum nu-i de vină nici primăria, nu sunt de vină nici domnii de aici, de la Calatistel. Cine-i de vină? Ne-a lăsat în timp de an. Eu ca cetățean, noi, ca cetățean, m-am plătit țările față de ei. De ce n-am căldură? Vreau să știu. Să ne spună, să vină aici să ne spună. Doamna directoare, să veniți aici să ne spuneți în față. Doamna directoare, dacă ești credincioasă, dacă ești creștină, te rog să ieși afară să spui oamenilor care este situația reală.